O să dau că cetățenii ar trebui să fie conștienți de faptul că în caz că participă la alegeri, se fac complice la încălcarea Constituției Republicii Moldova. Deci îndemânăm toți cetățenii și partidele de opoziție să boicoteze alegerile ilegale din 30 octombrie 2016 și sperăm că de această dată cetățenii Republicii Moldova, indiferent de naționalitate, vor demonstra mai mult responsabilitate și vor boicota alegerile. Vă mulțumesc!